Bună dimineața! Bună ziua și bine v-am găsit, stimați jurnaliști, stimați cetățeni! Două tragedii cumplite s-au produs în ultima săptămână în două spitale din ambele țări cu care ne învecinăm, România și Ucraina. 12 pacienți au murit vinerea trecută la spitalul Matei Balș din București, după ce a luat foc o secție în care erau internați pacienți cu COVID-19. Tot din cauza unui incendiu, trei pacienți și un medic de gardă aflați în secția de terapie intensivă a unui spital din Zaporojie, Ucraina, au murit în chinuri groaznice. Două țări, două tragedii. Acum ce facem noi? Învățăm ceva din greșelile vecinilor noștri? Sau credem că toate problemele se vor rezolva singure? Nu, nu ne permitem să fim indiferenți. Pentru a nu repeta cazurile din România și Ucraina, cerem reprezentanților Ministerului Sănătății să vină cu o informație amplă despre starea secțiilor de terapie intensivă a spitalelor din țară. Nu încercăm să reproșăm ceva managerilor spitalelor din Moldova. Nu punem la îndoială capacitatea și profesionalismul personalului medical, ci vrem să ne asigurăm că împreună cu Ministerul Sănătății și al autorităților locale să fie eliminat cel mai mic risc de producere a acestor tragedii. Așadar, în primul rând vrem să știm dacă secțiile de terapie intensivă au avizele de funcționare la zi, cât de des sunt verificate instalațiile electrice, dacă există sau nu contracte de asigurare a mentenanței de verificare a acestora. În același timp, vrem să știm dacă există proceduri privind manipularea instalațiilor de oxigen, dacă personalul medical le știe, dacă le respectă, cât de des sunt instruiți în acest sens și când au fost făcute ultimele instruiri la fiecare spital în parte. De asemenea, vrem să știm dacă avem, iar dacă nu avem, să instalăm sisteme care să monitorizeze nivelul de oxigen în secții. Dacă avem sau nu sisteme de protecție în secțiile cu pricină. Totodată, trebuie să știm cât de des sunt verificate instalațiile de oxigen în spitale. Poate se pare exagerate aceste solicitări și întrebările noastre, însă paza bună trece primejdie rea. Nu ne putem permite să moară cineva pentru că ne-am culcat pe ureche și nu am luat măsuri potrivite la timpul potrivit. La final, permiteți-mi încă o dată să ne exprimăm compasiunea și regretul pentru pierderea celor 16 vieți în incendiile din Ucraina și România. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună vă doresc!